pentru noi pe loc de play-off. O nouă promovată care termină în primele șase, care e secretul vostru? Ați bătut și campioana și liderul etapa trecută? Nu e niciun secret, e multă muncă și atât. Pur și simplu, Mister ne dă încredere la fiecare meci, încearcă să ne motiveze cât poate de bine și în ciuda problemelor pe care le-am tot avut de-a lungul acestui tur de campionat sau acestei prime părți de campionat, noi am arătat tot timpul că suntem oameni de caracter și am dat totul atunci când am intrat pe teren. Consider că revenirea pe noul municipal va fi un atu în plus în lupta aceasta pentru play-off în ce va urma în 2023? Cu siguranță, cred că s-a văzut asta și la meciul cu Faro, adică am învins liderul de o manieră categorică și cu siguranță vom arăta mult mai bine decât am arătat în multe meciuri de la media și îi așteptăm un număr cât mai mare pe suporterii noștri. Cum sărbătoriți acest final de an cu un loc de play-off? Aia, probabil vom avea o mică petrecere în autocar băieții care ne întoarcem la Sibiu și mai apoi o să ne bucurăm împreună cu familiile pentru că ei sunt cei care ne susțin în fiecare zi în carieră. Vă lasă Mister să sărbătoriți? Cu sigur, cred că sărbătorește cu noi și Mister pentru că e un rezultat mare. Acesta am avut și săptămâna trecută un rezultat la fel de mare și cu siguranță merităm și noi să mai fim și fericiți. Se poate spune că e un rezultat istoric, pentru că Hermașada a învins-o în premieră pe CFR de când există. Da, nu știam această statistică, însă, da, cum ai spus, istoric. Cred că istoric a fost și victoria cu Farul, însă cred că am surprins pe multă lume învingând campioana chiar la ea acasă, chiar dintr-o fază fixă și în minutul 90. Și lui Dan Petrescu i-a stricat ziua de naștere, azi că două zile va fi superat. Era ziua de naștere? Pe 22 ziua lui. La mulți ani, însă noi ne-am făcut treaba și pentru noi asta a contat cel mai mult, cele 3 puncte și cum am spus și mai devreme, noi ne bucurăm că le-am obținut într-un final. Ce faci în vacanță? Mă relaxez, vreau să uit, adică nu vreau să uit de fotbal, pentru că sincer eu nu prea îmi doream această vacanță, mă simțeam foarte bine, sunt într-un punct foarte bun al carierei mele. Însă abia aștept sincer să revin pe terenul de joc. Și pe scrisoarea lui Moș Crăciun ce ai scris? Ce să mai scriu? Să fiu sănătos în anul care urmează și în rest cred că voi avea puterea să le rezolv pe toate. Unul din... pentru că a fost un incendiu aici în apropiere. Da, cred că pe finalul meciului, dacă nu mă înșel, s-a simțit un anumit miros de fum, însă am putut continua meciul. Sper că nu a fost nimeni rănit în acest incident. Unul dintre primii trei antrenori, domnul Solomon de la Brașov, te încurajează mereu, se urmărește meciurile. Cât de mult contează pentru tine aceste lucruri și ce a însemnat pentru tine el ca și antrenor? Da, a fost un antrenor cu care m-am înțeles foarte bine la nivel de junior și mai apoi la Liga 3-a și mă bucur că mă urmărește în continuare pentru că și dânsul a avut un merit foarte mare la această ascensiune a mea. Mulțumim și eu. Mulțumesc și eu, seara bună.